Da. Da. Bun, domnule premier, care este concluzia după vizita pe care ați făcut-o astăzi în această zonă? Pentru că, practic, este cea mai aglomerată vamă cu Ucraina în aceste 2 zile. Bună seara! După cum foarte bine știți, de ieri de dimineață, de când a fost declanșată invazia Ucrainei de către Armata Federației Ruse, am constituit la nivelul guvernului un task force din ministerele cu relevanță pe acest și responsabilitate pe acest domeniu. Astăzi am avut o a doua întâlnire cu această structură. Am analizat măsurile care au fost luate începând de ieri de dimineață până astăzi și am coordonat de asemenea o serie de măsuri care au vizat implicarea mai multor ministere și instituții pentru a putea să sprijinim întreg efortul pe care statul împreună cu societatea civilă pot să le facă pentru a putea veni în sprijinul cetățenilor ucrainieni. În acest sens am considerat că, dincolo de măsurile care au fost luate la nivelul ministerelor, este foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autoritățile locale și cu instituțiile care reprezintă fiecare minister în parte pentru a putea să fim cât se poate de organizați pentru a fi cât se poate de eficienți în acest demers pe care îl facem. Ce am, o să faceți exact am, pentru acești oameni? Imediat, imediat, imediat. S-a discutat despre măsurile pe care le-au luat la nivelul Ministerului de Interne, Poliția de Frontieră, Inspectoratul pentru Jandarmi, Departamentul pentru Situații de Urgență. Ulterior, la nivelul Cancelariei, în subordinea unui consilier de stat, am constituit un grup de lucru care, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, a luat legătura cu societatea civilă, cu toate organizațiile neguvernamentale care doresc să participe la acest efort și le mulțumesc pentru voluntariat, pentru tot ceea ce înseamnă partea aceasta de a arăta că le pasă și sunt dispuși să ajute. Iar în acest moment am putut să constatăm că există partea administrativă unde pot fi cazați. În momentul de față nu este instalată pentru că nu este nevoie, nu este traficul atât de mare, dar locația este stabilită, toate echipamentele sunt duse la locația respectivă. Toate instituțiile care trebuie să deservească acea locație își au punctele de lucru deja stabilite. Și am putut să constat că atât partea de situații de urgență, partea care trebuie să se ocupe de ajutorul medical și de asistența medicală, inclusiv partea psihologică, am putut să vedem pe drum către punctul de intrare mame cu copii care au nevoie de toată atenția pe care noi putem să o acordăm și inclusiv asistența psihologică, șefa DSP-ului de aici, de la Suceava, ne-a prezentat că este un punct care funcționează 24 de ore și asigură asistență mamelor și copiilor. Și în tot acest ansamblu este clar că avem nevoie de foarte multă coordonare și organizare, astfel încât să nu transformăm totul într-o activitate care poate fi oricum mai puțin una coerentă și care să aibă foarte clar liniile pe care trebuie să se implice fiecare instituție în parte. Am văzut tineri, copii, oameni
de toate vârstele care au venit și au fost dispuși voluntar să acorde o mână de ajutor. Vreau să le mulțumesc personal pentru modul în care s-au implicat, pentru spiritul acesta de voluntariat. Au arătat cu adevărat că le pasă și românii sunt în măsură să poată să își sprijine ceilalți cetățeni, indiferent de unde sunt ei. Din punct de vedere economic, ce vă preocupă mai tare? Scumpirile, prețul petrolului, roborul și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, în situația în care nu vom mai putea importa gaz de la ruși, ce se va întâmpla cu România? Am avut toate aceste elemente și sigur că fiecare dintre ele ne preocupă. Nu putem să nu facem analizele la fiecare minister de linie și să vedem modul în care acestea produc consecințe. De altfel, am avut un comitet interministerial în care am reușit să identificăm soluțiile vis-a-vis de măsurile pe care le aplicăm de la 1 aprilie pentru a putea să stopăm efectele creșterii prețurilor la energie și la gaze. Am discutat de asemenea cu instituțiile care sunt responsabile de tot ceea ce înseamnă aprovizionarea cu gaze și distribuția gazelor în rețeaua națională. Am fost asigurat că și dacă se oprește importul de gaze din Federația Rusă, suntem în măsură să asigurăm aprovizionarea cu gaze. Domnule premier, cât de îngrijorată este țara noastră, cât de îngrijorat sunteți dumneavoastră, pentru că îl văd aici pe domnul ministru al apărării, având în vedere că pare că Rusia nu se oprește. Am văzut astăzi că a fost atacată inclusiv o navă care aparține Republicii Moldova. Există astfel de zvonuri că nu s-ar opri aici, că urmează să atace inclusiv Republica Moldova. E foarte aproape cumva de noi. Cum vedeți toată situația asta? Pentru că sunt deja două zile, iar peste noapte cumva tot vedem tot mai multe atacuri. Încă de ieri am condamnat această agresiune armată. Nu ne-am fi gândit niciodată că se va ajunge la o astfel de decizie. Este foarte greu să putem să anticipăm ceea ce ar putea să urmeze. În momentul de față putem să observăm că întreg efortul militar se concentrează pentru a îndeplini obiectivele de cucerire a Ucrainei și, desigur, a capitalei Ucrainei, Kievul. Celelalte posibilități, sigur, ele trebuie să fie pe masa de analiză. Sper că nu se va întâmpla ceea ce dumneavoastră ați descris și în tot acest ansamblu ați putut vedea că la nivelul Uniunii Europene au fost luate măsuri, au fost stabilite sancțiuni drastice. Nu am reușit să văd încheierea summitului NATO. La nivelul NATO se iau măsuri și, desigur, am putut să primim din declarațiile care s-au dat că vor fi în continuare luate decizii pentru întărirea apărării pe flancul estic. Pentru România este o situație pe care vreau să o transmit cu toată convingerea, că în momentul de față ne găsim sub umbrela Alianței Nord-Atlantice. Este o siguranță în tot ceea ce înseamnă măsurile de apărare și securitate a țărilor NATO. Toți liderii au afirmat și este vizibil că alianța este mai unită ca niciodată, iar cetățenii români trebuie să aibă siguranța că în acest moment se iau măsurile care se impun astfel încât sub acest scut defensiv să ne asigurăm capacitatea de apărare și siguranță. Mulțumesc. Vă mulțumesc!
Mă scuzați? Ce faceți pentru cei captorii germani care sunt blocați în vama de 10 ore? Am discutat deja cu șeful punctului de trecere a frontierei. Înainte de a veni aici pentru interviu, încă nu primise răspuns de la ofițerul de legătură pe care l-a trimis să vadă care este situația românilor din partea ucraineană. Ceea ce aș dori să completez, vreau să mulțumesc autorităților locale pentru cum s-au implicat și modul în care au găsit soluții, în sensul în care inclusiv partea de utilități a fost asigurată pentru locul unde urmează să fie instalată tabăra și partea aceasta de coordonare la nivelul instituțiilor, autorităților locale și organizațiile neguvernamentale. Vă mulțumesc! Două vorbe pot să spun? Vă rog, sigur că da! Doar câteva precizări vreau să vă fac în calitate de gazdă. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule prim-ministru și domnilor miniștri, că sunteți la Suceava, la Siret. Cred că are o semnificație extraordinară, mai ales prin greutatea zonei, pentru că aici sunt frații noștri, Bucovina, sudul Bucovinei, nordul Bucovinei. Câteva precizări și informări vreau să vă dau din partea administrației publice județene. Ieri de dimineață, din fondul de rezervă al Consiliului Județean, am asigurat finanțarea acestor tabere, deci au bani pentru tot ce înseamnă catering, 3 mese pe zi, 5 zile, lenjerie, dotări, inclusiv racordurile la curentul electric, ce s-a cerut la Inspectoratul de Situații de Urgență. Mai mult de atât. Astăzi ne-am întâlnit cu toți primarii de pe frontieră, va fi un grafic și îi veți vedea aici organizați să fie gazde pentru a întâmpina pe cei care vin de peste frontieră. În al treilea rând, avem un comandament provizoriu, o inițiativă proprie. Am adus traducători 24 de ore din 24 din ucraineană, pentru că sunt oameni care nu știu limba română. Am adus aici oameni care coordonează transporturile, pentru că sunt grupuri care vin pe jos și au nevoie de transporturi. De la Biroul Județean de Transporturi am delegat oameni aici. De la turism pentru asigurarea hotelurilor să rezerve locuri. Sunt foarte mulți care cer rezervare de locuri la hoteluri în România. Cei de la Sănătate Publică vor avea asistență 24 din 24 de ore, inclusiv o cameră pentru mama și copilul. Sigur, comunicarea la nivelul prefectului, pentru că e nevoie de comunicare și în continuare vom fi foarte, foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Vreau să mulțumesc societății civile și oamenilor care au venit să ajute, o solidaritate exemplară a sucevenilor, a românilor, a celor din Botoșani pe care i-am văzut aici. Îi admir, le mulțumesc, îi prețuiesc și să știți că și autoritățile statului, pentru că sunt lucruri care se văd, unele care nu se văd, dar suntem la post și ne-am pregătit, iar astăzi am primit acest sprijin din partea guvernului, pentru care încă o dată vreau să vă mulțumesc. Avem și ultimele date legate de câți cetățeni ucrainieni au intrat în România. Sunt aproximativ 19.000 de la începerea agresiunii militare. Dintre aceștia, 11.000 au rămas pe teritoriul țării, 40 au cerut statutul de refugiat. Cât au trecut pe aici, prin Vama Siret? Prin Vama Siret au trecut aproximativ 4.500. Am discutat cu șeful punctului de trecere a frontierei. În ultima oră au trecut aproximativ 435, iar la capacitate maximă vama este în măsură, punctul este în măsură să proceseze 2000 de cetățeni pe oră. Care sunt estimările dumneavoastră în ceea ce privește numărul de refugiați pe care au putut să-l iau? Este foarte greu să estimăm, ținând cont că în momentul de față, deși în Ucraina există un șir de aproximativ 15 km de mașini, numărul celor care intră efectiv prin punctul de trecere este în funcție de câți pot să proceseze cei de la Poliția de Frontieră Ucrainană. Vă mulțumesc! Mulțumesc.